Ați fost cu ați șofat în starea asta? Cum? Zic, ați șofat în seara, în starea asta? Ați condus? Știți că ați avut accident? Nu. Nu? Nu. Roman, haideți să mergem să luăm cea de-a doua probă de sărătură. Da. Haideți puțin. O, așa. Vedeți? Încerc. Șoferul care a provocat o tamponare pe una dintre cele mai circulate străzi din Arad a făcut spectacol la urgențe. Conform procedurilor, medicii i-au testat și reacțiile, însă acestea păreau mai degrabă ale unui somnambul decât ale unui conducător auto. Supărat peste măsură pentru că i-am tulburat starea de beatitudine, în semn de protest, omul a făcut și striptease la UPU. Nu! Place! Băi, omule, nu! Nu pune bără pe mine! Când ai tu permis, înțeleg? Nu, că nu bei măcar. Ochiul ăla să nu te stingă. Și de ce? Da, dracului! Domnul Roman, șofer cu permis de conducere până astăzi, a devenit și violent, însă a fost potolit de agenții rutieri. Nu, domnul, nu, că așa. Nu, lasă, că e... Nu. Îmi place? Îl poftim? Nu. Mă rog, l-ați provocat-o. N-am provocat-o. Totuși, uite, ce trebuie. Da. Picat telefonul! Domnul! Ia sus telefonul! În tot acest timp, păgubitul aștepta ca spectacolul să se încheie și să afle dacă va fi despăgubit, pentru că asiguratorul nu plătește daunele șoferilor care conduc beți. Am fost lovit din spate, mi s-a părut ciudat cu câteva secunde înainte, tot am auzit claxoane, dar nu mi-am dat seama ce se întâmpla. De fapt, dumnealui probabil circula foarte sinusoidal și o altă doamnă care era în spatele lui îl claxona în continuu. Când am coborât din mașină și l-am văzut, mi-am dat seama că e într-o stare avansată de ebrietate. Chiar au fost și câteva scene amuzante după ce i s-au luat probele de sânge, a dormit la câteva minute și în timp ce dormea a sunat suneria telefonului cu o faimoasă melodie rusească, melodie foarte potrivită pentru dansuri și băut vodka. Deci, oricum, genul ăsta de persoane sunt foarte irresponsabile, dumnealui, mai ales că avea o vârstă respectabilă, probabil dacă ar fi ajuns cu 30 de secunde mai repede, putea să lovească un pieton. Bărbatul a fost implicat într-un eveniment rutier care nu s-a soldat cu victime omenești, însă conform procedurii, cei implicați sunt testați cu privire la nivelul alcoolemiei. Acesta a refuzat și ca atare a fost condus la Spitalul Clinic Județean Arad pentru recoltarea de probe biologice, care vor stabili cu exactitate nivelul alcoolemiei. Dacă rezultatele vor confirma că alcoolemia acestui bărbat depășește limita legală, sigur, îi se va întocmi un dosar de cercetare penală. Autoturismul șoferului beat care a provocat tamponarea a fost abandonat până dimineață pe șosea, fiind ridicat în cele din urmă de o cunoștință.